Am seri în care mă visez deasupra umanității și sper acum că într-o zi să văd roadele nopții. Că nimic din ce-am făcut până acum nu mi-a ieșit, dar vreau măcar să am amintiri la puși de povestit. Muzica m-a sedus, frate, și iarba la fel. Sunt chestii esențiale pentru o coloană de fier. Că prin câte am trecut la fiecare pas simțeam cât un cuțit în spate, că deși nu mă plăceau. Tata n-a mai sunat, nici în vis nu m-a căutat și ajung să cred că a uitat de copilul lui păcat. De asta nu mă atinge, inima tot învinge, suferința ce încearcă să-mi intre în sânge. Dar puștiu ăla care odată era așa moale, acum se ține tare pe picioare și nu-i moare. Simt umorul lui, zâmbetul larg, coaiele care m-au făcut bitanul să-l sparg. Dacă vrei, vă dau o rețetă, nu vă pot da o rețetă să fii fericit, dar vă pot da o rețetă să fii nefericit. Să consolidezi o nevroză puternică. Să te scolzi, să te culci cu ideea că trebuie să fii fericit. Dacă ai obsesia asta, ai toate șansele să ratezi. Viața-mi totă greutăți, dar eu nu sculturist. Acum cu virusul ăsta și chiria o risc. Și poate ajung în stradă, poate o pierd pe fată. A doua variantă, sper să nu coveau în toată. Viața care mi-a rămas să-mi fie muză. Dimineața la cafea cu a mea bluză, sărutându-mă blând, făcându-mă să las deoparte problemele care ticăie pe ceas. Tovarășii-mi zic să cred și să vorbesc cu Domnul, dar cum să am conversații când îmi dă cu sân și rostul? Nu-l văd să-mi pun speranța în chestii de-astea religioase. Ce fac cu mâna mea până-mi dă coasa în oase? Pe hater nu-i ascult că mi-au adus destul la umbră. Vorba vecinului deseori este insalubră, dar de acum mă încred doar în mintea și ideile mele, fără alte căpușe ce se bagă pe sub piele. Toată lumea spune același lucru. E cineva între noastră care s-a ridicat să spună nu ne trebuie valori, etica e defectă când e vorba de afaceri, nu contează cât ești de bun, trebuie să fii foarte șmecher. E cineva care va susține public asta, chiar dacă o crede? Nu. Pentru că există o estetică a principiilor, e frumos. Toți vorbim frumos. Trebuie să avem valori comune. Trebuie să învățăm din ce ni se întâmplă, trebuie să respectăm competența. Există o ideologie întreagă.